În prima sâmbătă din luna noiembrie, Biserica Ortodoxă a rânduit să se facă pomenirea celor adormiți. Această zi este cunoscută în tradiția românească și ca Moșii de Toamnă. În această perioadă, Biserica a rânduit așadar o rugăciune pentru sufletele celor plecați dintre noi, sufletele celor dragi pe care îi avem în inimă, pe care îi purtăm în suflet și îi purtăm în rugăciunile noastre personale. Însă Biserica s-a gândit ca să fie pomeniți la această slujbă a parastasului de obște, la care credincioșii vin cu darul lor de colivă, de colaci, de vin, toate având o simbolistică aparte, vin ca să ceară de la Dumnezeu milă pentru sufletele celor plecați dintre noi. Parastasul și pomenirea celor adormiți la Sfânta Liturghie are o importanță deosebită, pentru că știm, potrivit Sfintei Scripturi, că starea pe care o primește sufletul după judecata particulară poate fi îmbunătățită prin rugăciunile bisericii. Cei care au plecat într-o stare de nepregătire, prin mila și ajutorul pe care îl cerem de la Dumnezeu prin aceste rugăciuni pentru cei adormiți, starea lor se poate îmbunătăți până la judecata universală. În timpul anului bisericesc, Biserica Ortodoxă Română a rânduit 3 astfel de sâmbete. Sâmbăta Moșilor de Iarnă precede Duminica Înfricoșătoarei Judecăți sau a Lăsatului Sec de Carne. Sâmbăta Moșilor de Vară este așezată înaintea Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt, iar Sâmbăta Moșilor de Toamnă este rânduită în prima sâmbătă a lunii noiembrie.